Astăzi a sunat clopoțelul pentru ultima dată pentru absolvenții de clasa 8-a. Peste 3.000 de elevi gorjeni sunt așteptați la începutul săptămânii viitoare să susțină examenul național. Vineri ei vor încheia cursurile, vineri 10 iunie, vineri 8 iunie vor încheia cursurile, urmând ca luni, 11 iunie, să susțină prima probă a examenului de evaluare națională, proba de limba și literatura română. Miercuri 13 iunie are loc cea de-a doua probă la disciplina matematică, urmând ca pe 14 iunie să se desfășoare proba la limba și literatura maternă.